Salutare, dragilor! Pentru astăzi v-am pregătit un documentar despre femeia uriașă de la cimitirul Eternitatea din Iași. Eternitatea este cel mai mare cimitir al municipiului Iași și a fost înființat la inițiativa lui Scarlat Pastia, primar al Iașiului, fiind amenajat la periferia orașului, pe terenul numit Via lui Dragoș, situat pe dealul Tătăraș, teren aflat în proprietatea lui Pastia și pe care acesta l-a donat urbei. Cimitirul trebuia să înlocuiască numeroasele cimitire bisericești ale Iașiului, cimitire care erau destinate a dispărea pentru a asigura salubritatea orașului și a permite sistematizarea urbană. În actul de donație, primarul Pastia punea trei condiții: cimitirul să se numească Eternitatea, organizarea cimitirului să fie realizată în decurs de 2 ani și municipalitatea să construiască o stradă care să lege orașul de cimitir. La 1 septembrie 1873 a fost înhumat primul mort, de fapt o reînhumare în persoana lui Gaston Etienne Suțo, Șuțu, un copil de 17 ani, decedat în 1873, care inițial fusese înhumat într-un cimitir de lângă una dintre bisericile Iașului. Cimitirul adăpostește frumoase și impunătoare monumente funerare, realizate de către sculptorii pietrari Frederic Fairing, 1863-1935, și Salvador Scutari, 1880-1932, ambii înmormântați în același cimitir. În fața cavoului Rosetti străjuie o sculptură care a dat naștere multor legende. Sculptura reprezintă o fată gigantică, cu ochii înălțați la cer și mâinile împreunate. Acest monument a fost achiziționat de către unionistul Vasile Beldiman, care la rândul său l-a dăruit prietenului Rosetti. Astăzi, în cavoul respectiv, se află mormintele unor mari politicieni și oamenii de cultură moldoveni, membri ai celebrei familii Rosetti, familie care a dat țării cărturari, eroi militari, deputați, miniștri și chiar un prim-ministru. Această familie se poate lăuda că a dat Moldovei și câțiva domni. O primă legendă despre care spuneam povestește despre o tânără fată care, suferind de gigantism, ajunge la vârsta de 9 ani să atingă aproape 3 metri. Cu toată înălțimea ei, era o fată frumoasă și nu ducea lipsă de adoratori. Numai că atunci când fata se îmbrățișa cu vreun iubit, de emoție nu-și mai controla forțele brațelor, și îl strângea pe respectivul până ce acesta cădea sufocat, ori cu coastele rupte. Se pare că au existat și cazuri de deces, și atunci, pentru a preveni un proces care l-ar fi făcut de râs, tatăl fetei a împușcat-o. O altă variantă sugerează că tatăl fetei era mereu ridiculizat la birt sau la locul de muncă din cauza fetei sale uriașe, și atunci a recurs la gestul fatal. Acestea sunt cele două variante mai cunoscute ale uriașei din cimitirul Eternitatea. Una dintre cele mai înfricoșătoare legende urbane ale Iașului este legată tot de uriașa de la Eternitatea. Potrivit acestei legende, în familia unui ofițer se născuse o fată. Bucuria de la început a fost repede înlocuită de groază. Fata creștea și nu se mai oprea. Abia când a ajuns la 3 metri, fata s-a oprit brusc din creștere. Cu toată situația grotească, familia o iubea, însă se pare că uriașa era stăpânită de o foame și un apetit de nestăvilit. După ce golea cămările și pivnițele moșiei, nemai având ce mânca, uriașa pleca pe moșie și ajungea să se hrănească cu țăranii care lucrau pământurile familiei.
după mai multe crime anchetate, dar nedescoperindu-se autorul, ori autorii, mai ales că din cei morți nu se mai găseau decât oasele, vina s-a dat pe animalele pădurii. S-au organizat vânători și în curând atât lupii, cât și urșii dispăruseră cu toții, însă crimele continuau. Cum era și firesc, până la urmă bănuielile au fost îndreptate către uriașă. Tatăl ei se puse pe pândit și într-o noapte a urmărit-o când aceasta a plecat la plimbare, așa cum declarase. Și așa tatăl o surprinde pe uriașă, când aceasta tocmai omorâse un pădurar și se pregătea să îl mănânce. În acel moment, tatăl său a scos pușca și a omorât-o. Uriașa a fost îngropată chiar în acel loc, exact cum căzuse, în genunchi, fără coșciug și fără slujbă bisericească. Se spune că familia a cedat toată moșia și acareturile familiilor ai căror membri căzuseră pradă foamei uriașei și apoi rudele acesteia au plecat din țară undeva în America. O altă legendă, nu prea greată de ieșeni, vorbește despre o legătură ciudată de dragoste dintre un fost tâlhar, Gavril Buzatu, devenit călăul orașului, un individ păgân de slut la față, cu o privire fioroasă de te băga în friguri la cea din tâi căutătură, și o fată tânără de 27 de ani, dar care era foarte înaltă și nu putea să-și găsească pereche. Și, cum s-ar spune, sacul și-a găsit petecul, nici călăul Gavrilă, firesc, nu-și putea lega soarta de o femeie normală, cum se cade, din cauza sluțimii sale, dar și a meseriei pe care o practica. Execuțiile aveau loc pe malul râului și legenda spune că atunci când erau omorâți ori boieri răzvrătiți, ori tâlhari și criminali, apa râului Bahlui se înroșea de sângele vărsat, atât de mult încât culoarea persista zile întregi. De aici a apărut și denumirea cartierului, dar și a podului unde se făceau execuțiile, ca podul roșu. Legenda spune că la un moment dat, uriașa, văzând atâta sânge pe hainele și fața lui Gavrilă, nu a mai rezistat și s-a dus pe malul râului, unde s-a aruncat înnecându-se. Există și o variantă atlantă a legendelor despre femeia uriașă de la cimitirul din Iași. Sculptura a fost realizată de un artist vienez, de la care a cumpărat-o Vasile Beldiman. Menajer artistului, se povestește, ar fi declarat unor prietene cameriste că austriacul s-ar fi inspirat din legenda Alienei, o fată uriașă, atlantă, cu un destin tragic. În peregrinările sale pe la mănăstirile din Bucovina, teritoriu aflat pe atunci sub controlul Vienei, austriacul ar fi văzut într-o catacombă, se pare că la Dragomirna, scheletul gigantic al unei femei preistorice. Un călugăr bătrân i-ar fi povestit acestuia o legendă despre niște oameni foarte înalți, uriașii, care acum mii de ani controlau teritoriile dintre munți, respectiv Carpații Orientali și Masivul Bucegi. Acești uriași, în urma unui cutremur catastrofal, au fost nevoiți să își părăsească țara și și-au găsit un refugiu în munții noștri, și-au construit un adăpost ascuns și cu timpul, ori neamul li s-a stins, ori s-au ascuns în măruntaiele pământului. Ca să scape de ochii, dar și de pisma oamenilor, uriașii au săpat adânc sub munte și s-au retras acolo. Înainte de a se avânta în adâncuri, au aruncat în aer intrarea în tunel, ca să nu mai poată ajunge nimeni la ei. Însă, în timpul acesta, Aliena, o frumoasă și tânără uriașă, își petrecea timpul pe platourile munților, adunând florile câmpului și bucurându-se de soare ziua și de stele și lună noaptea. Când s-a trezit din reverii,
Aliena s-a retras spre locul unde știa că se adăpostiseră uriașii, dar a ajuns exact în momentul exploziei ce avea să o izoleze de familie. S-a așezat în genunchi și, cu mâinile împreunate, a privit fie la soare, fie la lună, până când a murit. Un cioban a găsit-o și, impresionat de frumusețea ei, a îngropat-o la poalele unui deal, exact în poziția în care o găsise. Peste mii de ani, atunci când moldovenii au construit mănăstirea Dragomirna, se pare că ar fi găsit scheletul uriașei. De aici și până la povestea spusă de un călugăr sculptorului vienez, nu a mai fost decât un pas. Și acesta ar fi imortalizat astfel legenda frumoasei uriașe atlante Aliena. În ultimii ani, sculptura uriașei a devenit un loc de pelerinaj pentru îndrăgostiții din capitala Moldovei. Nu se știe prin ce metamorfoză a trecut statuia, dar pentru iubiți a devenit un simbol al amorului statornic. În fiecare zi, pe gâtul, palmele și rochia uriașei, sunt depuse mici hârtii sau cartoane, pe care cei care le depun își mărturisesc propriile lor povești de dragoste, decorate cu poveștile celor care au trecut prin fața ei. Fiecare își lasă numele său acolo, ca să se știe despre ce cuplu este vorba, și mai mult, fiecare misivă poartă un fel de titlu, precum sănătate, noroc, fericire, noroc în viață, etc. Dar ce spun arhitecții despre acest monument? Majoritatea oamenilor de artă, în special membrii Ordinului Arhitecților, filiala locală, sunt convinși că statuia de fapt o reprezintă pe Fecioara Maria, care, după urcarea la ceruri a Fiului Iisus Hristos, se roagă mereu să o primească în brațele lui, acolo, lângă Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Anumiți istorici și heraldici nu sunt de acord cu această teorie. Ei vin cu argumente care indică faptul că anumite detalii ale sculpturii nu sunt canonice, nici pentru cultul creștin, familia Rossetti, și nici pentru cel catolic, sculptorul austriac. Apoi, dimensiunile sculpturii sunt mult prea mari pentru o Madonă. Și, cum se știe, orice legendă are un sâmbure de adevăr, suntem convinși că statuia respectivă reprezintă într-adevăr o fată gigantică. Care a fost viața și destinul ei, nu ne putem pronunța. Am redat doar câteva dintre poveștile și legendele care o înconjoară și o mitizează pe uriașa de la cimitirul Eternitatea din Iași. Mă opresc aici, nu înainte de a vă mulțumi pentru atenție. Ați urmărit un documentar după un material de George Hodorogea. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!